cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Nicu Covaci. Bine, ne-am regăsit, dragii noștri primitori și ascultători. Iată, am ajuns la finalul săptămânii. O săptămână geroasă, dar cu multe evenimente fierbinți în Parlament. Despre aceste evenimente, dar și despre realități politice ale partidului în care face parte, vom vorbi cu invitatul nostru, domnul deputat în Parlamentul României, Alin Văcaru, și nu în ultimul rând, secretar general Pro-România. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule deputat! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Un partid efervescent cu multe noutăți, au venit către dumneavoastră politicieni din Parlament de la alte partide. Pro-România, noutățile de ultim moment. Așa este, ați văzut și noastră, săptămâna trecută s-au alăturat încă 4 colegi de la PSD. Este vorba de domnul Mocioalcă și domnul Spânu de la Caraș-Severin. Domnul Mocioalcă fiind și președintele PSD Caraș-Severin, un om cu ștate vechi în Partidul Social Democrat, adică de mult mai mult de când fac eu politică, am fost și președinte de Consiliu, din câte știu eu, sper să nu greșesc. Mai avem încă 2 colegi, un fost prefect, chiar am fost în aceeași perioadă, domnul Mohaci de la Brașov, și încă un coleg, Popa. Noi v-am spus că Pro-România asta își dorește să luăm cât mai mulți oameni de valoare alături de noi, oamenii care sunt nemulțumiți și oameni care pot să aducă plus valoare partidului, pentru că, v-a spus și domnul Ponta săptămâna trecută, acum 2 săptămâni când am fost în Gorj, au mai dorit și alții, printre care chiar domnul Paul Stănescu și-a dorit și a manifestat intenția de a veni alături de Pro-România, dar dumnealui a spus că nu vrea să înconjoare de baron local, iar domnul Paul Stănescu este considerat domnul Ponta un baron local. Și atunci sunt foarte mulți parlamentari, iar mitralieră, deputatul mitralieră, care au fost refuzați de Pro-România pentru că am considerat că acei oameni nu pot să aducă un plus valoare. Din contră, ne aduceau prejudicii de imagine și foarte, foarte mulți oameni care își doresc să acceadă spre această formațiune politică ar fi preferat să nu mai vină din cauza acestor oameni. Noi v-am spus, ne mergem înainte, ne facem treaba noastră încet, n-am încercat să ne ducem, să promitem la oameni fel și fel de funcții, cum aud că se mai întâmplă tot în presa locală, unele partide promit, ba, funcții în CEO, ba, că îi pune pe nu știu unde. Noi nu ne facem decât o politică bazată pe proiecte, pe oameni noi. Am încercat și am reușit în sfârșit să deschidem și sediul de la Casa de Cultură. În fiecare joi seara, la ora 17:30, au loc ședințe la acest sediu. Vreau să spun că sediul a devenit neîncăpător. Sunt foarte mulți oameni. Ultima ședință care am avut-o, pentru ca seara fiind joi și fiind Moș Nicolae, cu această ocazie vreau să admit și eu tuturor cei care poartă numele Nicolae, Nicoleta, multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Aseară n-am avut ședință, dar la ultima ședință, atunci când a participat și Victor Ponta și Nicolae Bănicioiu, vreau să vă spun că am avut aproape 100 de oameni care am stat de la ora 6 până la ora 9, n-a plecat niciunul de la ședință până a venit domnul Ponta, pentru că a mai avut o oprire pe drum la Olt, unde a avut și o conferință de presă. Și a întârziat vreo oră și jumătate, iar acei membri au stat să vină să le transmită domnul Ponta câteva cuvinte, să le spună câteva cuvinte, să le transmită ce avem de făcut de acum încolo și cum vrem să ne organizăm. Suntem pe un trend ascendent, vreau să vă spun, săptămâna aceasta ce urmează, luni, vom avea o întâlnire, toți vicepreședinții și delegația națională vom avea o ședință, să facem un bilanț după ultima ședință delegației naționale, să vedem ce s-a mai întâmplat cu organizarea, pentru că ținem să avem o organizare foarte bine făcută. Atât eu cât și domnul Ponta venim dintr-un partid care la asta se pricepe foarte bine la organizare și atunci ne dorim ca în fiecare județ în parte să încercăm să implementăm experiența pe care am acumulat-o noi de-a lungul timpului, ceea ce privește organizarea, să încercăm să o implementăm la nivel de fiecare județ. Pentru că avem colegi de la mai multe partide sau colegi care nu au mai făcut politică niciodată și normal că nu știu cum se face organizarea. Iar noi ne dorim să facem organizarea până la secție de votare. Dacă pentru început, și vă dau un exemplu cum suntem la Gorj organizați. Avem o echipă de coordonare județeană formată din 20 de oameni. Fiecare acești 20 de oameni și-au luat un număr de 3, 4, 5 comune de care să răspundă.
Avem aproximativ din 70 de localități, aproximativ 60 de localități, pot să spun că sunt acoperite, avem 2-3 persoane care le-am identificat, care să coordoneze activitatea din localitatea respectivă. Iar acei coordonatori locali au obligația ca până sau responsabilitatea ca până la jumătatea lunii ianuarie, după ce trec toate sărbătorile și Sfântul Ion, Revelionul, toate astea după 7 ianuarie încolo, la jumătatea lunii, pe 15-16 ianuarie, să ne prezintă o situație cu câte 2-3 persoane pe fiecare secție de votare din localitatea pe care el o coordonează. Abia atunci pot să spun că am făcut un prim pas în ceea ce privește organizarea. După ce avem toate lucrurile astea, eu zic că lucrurile sunt mult mai simple și mult mai ușor ca să putem să convingem cât mai mulți oameni să vină alături de noi. Am luat decizia la București, alegeri în organizație județene să nu se facă până după alegerile europarlamentare, care va fi un prim test. Dacă celelalte partide nu dau importanță acestui tur de alegeri, pentru noi este foarte important, datorită faptului că participăm la prima confruntare politică adevărată, adică una e sondajele care le vedem noi pe piață, de diferite sondaje, alta este realitatea și noi vrem să vedem exact care este realitatea la alegerile europarlamentare. De aceea vă spuneam, avem într-adevăr lideri foarte buni care ne putem mândri, oameni care nu mă duc în teritoriu să răspund la oameni va face. Pot să spun și ce a făcut, pentru că avem experiența 2012-2015, unde s-au întâmplat foarte multe lucruri bune, chiar adversarii noștri politici de la celelalte partide au spus că guvernarea Victor Ponta a fost chiar mai performantă decât a lui Adrian Năstase. Deci noi când mergem la oameni, putem să le arătăm și ce s-a făcut, nu ce vom face de acum încolo și să dăm exemple suficiente cu oamenii destul de bine pregătiți și vă dau doar câteva exemple. Primii patru care sunt la noi președinți și prim vicepreședinte, Victor Ponta, Sorin Câmpeanu, Nicu Bănicioiu, Daniel Constantin. Deci sunt, ne putem mândri cu acești oameni, dar nu este suficient să ai doar niște lideri care au demonstrat, să ai niște lideri care sunt foarte bine pregătiți profesional, nu este suficient și atunci trebuie să venim și noi să completăm ceea ce ține organizarea la nivel de județe și asta vom face. La Cara Severin, vă spuneam, prin ultimele achiziții sau ultimii doi colegi care au venit alături de noi, domnul Mocioalcă și domnul Spânu, doi oameni cu ștate vechi în Partidul Social Democrat. Vreau să vă spun că la Cara Severin, la întâlnirea cu organizația locală de acolo, au participat 26 de primari la diferite partide, majoritatea din PSD, într-adevăr, pentru că sunt oameni care au lucrat de-a lungul timpului cu Victor Ponta, dar sunt 26 de primari care pot să spui că sunt oameni noi acum veniți politic. Oamenii au în spate lor un electorat, au niște voturi. Deci câteva mandate? Câteva mandate și atunci oamenii aceștia au făcut pasul spre formațiunea noastră pro-România. La fel s-a întâmplat și la Timișoara. La Timișoara chiar coordonatorul nostru județean este un primar, primarul de Variaș, domnul Nicu Birou, care se ocupă de coordonarea activității la Timișoara. La fel s-a întâmplat și la Brașov. La Brașov, cei doi, domnul Moha și domnul Popa, tot membrii vechi care au lucrat de-a lungul timpului, Victor Ponta, vă spuneam, unul dintre ei a fost chiar și prefect în perioada 2012-2015, când am fost și eu, acești oameni au, la rândul lor, primari, consilieri locali, județeni, care au colaborat de-a lungul timpului, fiind oameni vechi, și cu siguranță că și acei oameni, dar sunt unii care ocupă funcții și nu pot să plece acum cu adeziune, dar ne vor sprijini cu siguranță și lucrurile, v-am spus, sunt pe un trend ascendent și asta ne bucură foarte mult. Ați văzut inclusiv la ultimul CIR din Parlament, că nu pot să spun că a fost o ședință de plen, ultima ședință de miercuri, acest CIR din Parlament, unde au început inclusiv adversarii noștri politici să ne facă campanie electorală. Cred că s-a spus de nu știu câte ori numele de pro-România, că pro-România a venit, pro-România face, pro-România a strâns, pro-România a făcut. Nu, pro-România a fost prezentă ca de fiecare dată la aceste ședințe și, într-adevăr, noi am considerat că cei care sunt acum la guvernare, PSD și ALDE, au pierdut majoritatea în Parlament. Și dacă pierzi majoritatea în Parlament, e normal să poți să schimbi anumite persoane care consideri tu că nu fac bine fiind în fruntea acelor instituții, ocupând acele scaune. Cred că s-a văzut foarte clar că nu mai există o majoritate stabilă și asta nu este bine deloc. Noi am spus și repetăm și o să spunem de fiecare dată, nu ne dorim să schimbăm un guvern
PSD ALDE să punem un guvern PNL, Pro-România, USR. Nu. Ne dorim să schimbăm acest guvern, da, PSD ALDE, pentru că este un guvern incompetent. Și ne dorim să susținem alți oameni competenți, care să nu-i fie nici slugarnici, nici obedienți, și să nu fie din Telerman, sau nu numai din Telerman, și atunci să fie puse alte persoane de la PSD și ALDE care să ocupe aceste funcții, pentru că ne așteaptă 2019 un examen foarte important unde vom prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Și atunci ne dorim niște oameni competenți, oameni performanți, care să facă performanța locul de muncă, nu oameni care, vă spuneam mai devreme, să fie doar din anumită zonă geografică sau să-i fie foarte fideli și cu capul plecat șefului. Asta ne dorim. Noi suntem altfel. Vă spuneam acum de cei doi colegi, domnul Mocioal, că din punctul meu de vedere este o persoană cu foarte mare experiență. Este la fel ca și domnul Cârciumaru, cred că are câțiva ani de președinte la Cara Severin. Chiar la ultima ședință, de asta vreau să vă spun cum am gândit-o eu, și chiar am fost apreciat de domnul Ponta, a zis că o să discute și cu domnul Mocioal, că să vedem dacă este și noi de acord. Eu i-am spus, domnule, la început am fost 6 parlamentari care am plecat în proiectul ăsta. Deci eu n-am venit în proiectul ăsta pentru funcție, ca să mă puneți secretar sau să mă puneți vicepreședinte. Am venit alături de dumneavoastră că am încredere în Victor Ponta și în persoana Victor Ponta. Eu consider că domnul Mocioalcă, cu experiența dumnealui, e mult mai pregătit decât mine să ocupe funcția de secretar general. Iar eu îmi doresc să îi dau funcția mea de secretar general domnului Mocioalcă, să rămân secretar general adjunct, pentru că nu vreau să devenim și noi Gorjul ca Telermanul. Președintele să fie tot din Gorj, Victor Ponta, secretarul general tot din Gorj, și dacă se mai poate și vreo 2 vicepreședinți. Nu, eu consider că trebuie să aibă și celelalte județe câte un reprezentant la nivel central, și împreună să facem o echipă, o echipă care să ne batem și să câștigăm toate bătăliile politice, și o echipă de oameni performanți în care să ducem la îndeplinire tot ceea ce ne propunem noi prin viitorul program de guvernare pe care îl vom face și prin legile pe care le propunem și le susținem în Parlament. Legile care sunt benefice pentru cetățeni. Nu să facem legi doar pentru anumite persoane din interiorul Pro-România. Veți depune moțiune de cenzură contra guvernului? Așa ar fi normal să depunem noi toate celelalte partide moțiune de cenzură, dar v-am spus, toate lucrurile astea trebuie discutate, și dacă colegii noștri din opoziție, care sunt acum cei de la PNL, cei de la USR, PMP, care mai sunt la PMP, minorități, că sunt minorități, nu vor înțelege, dacă vrem să schimbăm un guvern, să-l schimbăm tot cu un guvern PSD și ALDE, dar cu oameni competenți, și vor veni cu ideea să schimbăm și să punem pe Ludovic Orban sau pe cineva de la USR, pe Barna sau nu știu care, nu avem niciun sort de izbândă. Nu, pentru că fără colegii din PSD, fără colegii de la minorități, nu putem să reușim să dăm jos cu acest guvern. Iar cei de la PSD, și pe bună dreptate, pentru că v-am spus, și noi care venim din PSD și acum suntem la Pro-România, nu ne dorim să dăm jos cu un guvern PSD ALDE care a fost ales de cetățeni, de 50 și ceva la sută de oameni, și să punem din alte partide. Nu, ne dorim un guvern tot din cele două partide, numai că să se facă selecția mai riguros pe competență, pe oameni care au demonstrat, și sunt suficienți, credeți-mă, în ambele partide sunt suficienți oameni pregătiți care pot să ocupe portofoliile de miniștri. Alte noutăți pe filiera Parlamentului proaspăt sosite odată cu dumneavoastră la Gorj? Păi, filiera Parlamentului, vă spun că sunt foarte multe discuții, cel puțin după circul de miercuri, am fost și eu prezent la București, după circul de miercuri sunt foarte mulți parlamentari, chiar și senatori, care au venit la întâlniri cu liderii noștri, cu Victor Ponta, cu Daniel Constantin, manifestându-și intenția că vor să treacă alături de... Din tabăra PSD ALDE sau și din celelalte partide? Și de la PMP au fost, cred că, 2 persoane, dar majoritatea din PSD. Foști colegi de-ai noștri, care v-am spus, și e normal să fie așa. Victor Ponta a fost președintele PSD-ului. Oamenii sunt aceiași. Numai că partidul nu mai e același. Sunt în față, nu mai există competența și oamenii care aduc votul. Nu, în fața acolo sunt puși aia care zic ce zice șeful. Dacă șeful spune că masa asta este neagră și noi vedem că nu este neagră, ei zic că e neagră ca șeful. Aia sunt buni. Și atunci normal că PSD-ul merge într-o direcție greșită. Iar oamenii ăștia au văzut și ei de-a lungul timpului. Chiar ne spunea un coleg deputat la referendum.
Cinele ne-au sunat de la centru să ieșim, să mobilizăm oamenii ca să se atingă pragul, ca să poată să fie validat referendumul. Și am plecat pe teren, duminica, a doua zi, ne-am dus fiecare cu primarul, ne-am dus în localități să încercăm să scoatem oamenii la vot. Și ne-au luat oamenii că, voi plecați mă de aici cu Dragnea al vostru. Pentru că asta este, din păcate, asta se întâmplă. Nu mai pot să spui că este un PSD pe care îl știu eu și în care am făcut eu parte 18 ani. Acum e PSD. Dragnea este PSD. Telorman este PSD. Ce vreți dumneavoastră? Numai PSD nu mai e. Nimeni nu-i înțeleg pe colegii mei. Sunt foarte mulți colegi de bună calitate cu care discut și cu care nu-i înțeleg de ce mai stau până la urmă și de ce se zbat acolo unde nu pot să facă nimic, că toți spun, domnule, noi bine să rămânem în interior, că vrem să luptăm din interior. Pe cum lupți din interior? Nu vezi că te uiți la fiecare cex-ul ăsta care are loc la PSD, se uită fiecare și așteaptă cum așteptau noi când eram prefect, știi, când avea loc o hotărâre de guvern, să vedem pe cine l-a mai schimbat când a venit guvernul Ciuna. Așa și ei, așteaptă să vadă pe cine mai schimbă domnul Dragnea dintre cei care au avut un cuvânt diferit al domniei sale. Pentru că ați văzut ce oameni au, oamenii care au fost de-a lungul timpului parteneri, apropiați, și mă refer la domnul Neacșu. Cine se gândea acum câteva luni că va putea domnul Neacșu să fie dat afară, care erau ca și frați, erau legați umbilical. Dar, vedeți, omul ăla a avut tăria să-i spună șefului său și prietenului său și aliatului și cum vreți dumneavoastră, că merge într-o direcție greșită și că lucrurile pe care el se îndreaptă sunt greșite și că nu este bine așa și că se întoarcă la electorat, să încerce să facă lucruri pentru oameni, nu pentru el personal. Și atunci, imediat, hai să-l dăm afară, hai să-l schimbăm, hai să-l facem. De asta, din păcate, eu am văzut și sondaje la nivel central. V-am spus, nu ne bate, nu, eu nu cred așa mult în sondaje. Singurul sondaj care va fi real sunt alegerile europarlamentare, care vom vedea exact. Dar și acele sondaje, chiar dacă nu crezi în ele, trebuie să ridici un semnal de alarmă când vezi că ești foarte mult căzut, un partid de la 40 și ceva la sută să scaze așa mult și președintele tău să fie la încredere sub 10%, este foarte grav. Dar este treaba lor. Eu sunt convins că ei știu ce mai bine ce pentru ei. Din păcate, un partid cu vechimea PSD-ului și cu organizarea și cu atât de mulți oameni, e păcat că se va duce probabil foarte mult în jos. La Gorj aveți doritorii din tabăra PSD care și-ar propune sau au semnalat dorința de a veni cu dumneavoastră acum sau... Noi de la ALDE, sper că n-au mințit colegii, dar și pe adeziune au completat-o. Sunt chiar doi domni la penultima ședință. Cu funcție importante? I-am felicitat. Nu știu, lucrează, dacă nu mă înșel, în CEO. Nu știu dacă am un 2 sau unul în CEO și unul la o societate, habar, nu mai țin exact minte. Eu i-am și felicitat când i-am văzut, scriau acolo că au plecat din ALDE și zic, nu, e bucurător să văd niște tineri care pleacă de la un partid care e la guvernare și vii la un partid care nu poate să ofere nimic, pentru că noi suntem la început, acum toți trebuie să muncim, să construim ceva ca să putem să împărțim ceva. Deci nu avem acum, nu putem decât să vină la muncă, să facă parte din membrii fondatori, că este un partid nou și toți cei care intrăm acum în această construcție politică ne putem considera membrii fondatori ai acestei organizații de la Gorj, că acum se formează. Și au preferat să plece de la un partid care suntem de la guvernare, să vină alături de noi într-un partid micuț care acum s-a format și sperăm să-l creștem cât mai mult. La fel și de la PSD. Sunt oameni care n-aveau funcții care să și le piardă trecând la noi, care au trecut la noi, dar sunt și foarte mulți care eu țin în permanență legătura, oameni care ocupă anumite funcții și n-ar putea trece acum. Dacă trece acum, ar risca să-și piardă funcția publică, adică completând o adeziune la Pro-România, automat și-ar pierde calitatea pe care au ei, fie ca de consilier local, de consilier județean, de ce vreți dumneavoastră. Dar după sfârșitul mandatului, v-au dat semnale că vor veni cu arme și bagaje la dumneavoastră? Cu siguranță, nu numai la Pro-România. Eu vă spun că în ultimele 6 luni de mandat, atunci când nu se mai poate întâmpla nimic, nu mai poți să mai dai afară pe nimeni, veți vedea foarte multe schimbări, veți vedea foarte mulți oameni care nu se vor regăsi și care se vor duce, fie spre ALDE, fie spre Pro-România, fie spre USR sau poate alții care se vor duce la PSD, de la PNL, de la nu știu care. Deci vor fi foarte multe mișcări. Acum depinde și de capacitatea fiecăruia lider de organizații,
cum știu să convingă pe acei oameni să-i atragă de partea lor să vină să facă parte din informația politică, depinde de programele cu care vor ieși, pentru că atunci, cu 6 luni înainte, e normal să ai și un program pentru fiecare localitate, să ai un program pentru județ, să ai un program național cu care să ieși. În funcție și de programul fiecărui partid în parte și de propunerile și ceea ce își dorește să facă în perioada imediat următoare, cu siguranță că atunci vor decide și acești oameni care vă spuneam că ocupă anumite funcții, de ce parte vor trece, de care parte baricadei. Vor rămâne în continuare în același partid, vor trece de la alt partid. Nu depinde decât de, v-am spus, de capacitatea noastră de a reuși să atragem cât mai mulți oameni și cum putem face asta? Înconjurându-ne de oameni de calitate. Te înconjuri de oameni de calitate, îți dai seama că construcția asta se vrea, este o treabă serioasă. Nu am făcut un partid de dragul de a face un partid ca să putem și noi să avem candidați pe nu știu unde. Nu. Partidul ăsta este făcut pe termen mediu și lung. Dacă vreți, pentru noi 2020 este încălzirea. Targetul nostru cel mai mare va fi în 2024, când în 2024, știți foarte bine, vor fi toate rândurile de alegeri. Adică vor fi și prezidențiale, vor fi și europarlamentare, vor fi și parlamentare și locale. Toate rândurile, tot rândurile de alegeri vor avea loc în acea perioadă. Poate ne ajută Dumnezeu și vom înțelege toți să schimbăm și Constituția și să rămână un rând de alegeri din vor să mutăm parlamentarele să fie de 5 ani sau europarlamentarele de, sau prezidențialele să fie de 4 ani, de 5 ani, ca să nu mai fie de la an la an să cheltuim o grămadă de bani pe atâtea rânduri de alegeri. Să le facem toate odată, să vină oamenii o singură dată la vot, să voteze și atunci am fi și mai productivi, n-am mai cheltuit atât de mulți bani și vă dați seama, azi la europarlamentare prezența este 30% la locale este deja 60% pentru că au interes. Așa. Atunci ar fi mai bine, ar veni foarte mulți oameni, nu pot să mai spui, doamne, am scos un primar sau am scos pe nu știu unde cu 100 de voturi, a ieșit nu știu ce parlamentar pentru că a fost prezența foarte slabă la vot. Nu, atunci va fi prezența foarte mare la vot și cu siguranță că și rezultatele vor fi pe măsură și atunci poți să spui, doamne, am ales un om care e reprezentativ acolo, nu a ieșit unul cu 10% să ne conducă să fie deputatul nostru. Domnule deputat Alin Văcaru, vreau să vă întreb cum stați cu organizarea România la Gorj. Ați pus bazele structurilor până în sectorul cel mai îndepărtat al... Vă spuneam, avem 60 de localități acoperite cu coordonatori. Aproximativ 60. Cred că, dacă nu mă înșel, și astăzi am avut întâlnire cu o parte din cei care coordonează și spuneau că s-au mai completat câteva localități cu oameni. Credeți-mă că am participat și la 1 decembrie. Am fost cu coroane, echipa Pro-România, am fost cu coroane la Runcu, la Drăguțești. Alaltieri, colegii mei de la Gorj au fost la niște familii să le ducă niște ajutoare. Înțeleg că mâine eu nu o să fiu prezent, sunt plecat la Pitești, am întâlnire acolo, dar ceilalți coordonatori se întâlnesc pentru la fel. Le-am spus să identifice fiecare coordonator local, să identifice familii nevoiașe din localitățile dumnealor și noi să mergem să încercăm să le facem sărbătorile mai altfel. Dar toate astea nu le-am făcut, nu poze pe Facebook, nu publice să venim acolo să arătăm. Nu, așa am simțit noi că, și nu eu, n-am venit eu cu ideea și m-am bucurat că a venit ideea de la ei. Dom'le, hai să facem noi ceva de sărbători. Și se duc, i-am rugat să nu facă nicio poză, să se ducă dacă se duc doar ca să câștige anumite favori sau publicitate, n-are rost să se ducă. Mai bine să se ducă liniștit, să-și facă treaba așa cum trebuie. Și mâine la ora 9, la fel, vor pleca prin județ să mai facă câteva familii fericite. Și pentru asta chiar îi felicit. Am rămas uimit așa, că v-am spus, sunt oameni, unii dintre ei n-au fost niciodată politică. Chiar mă întreba unul dintre ei la ședință, zice... Dom'le, nu mă pice la politică, mie să-mi spun ce trebuie să fac. I-am explicat că nu există o școală de politician. Nu s-a făcut o facultate sau o școală de politician. Nu, ca să fii un foarte bun politician, trebuie să fii un om competent, trebuie să fii un bun gospodar, trebuie să fii un om care se implică în dezvoltarea comunității, să fie apreciat de ceilalți. Că numai așa poți să atragi ceilalți oameni. Sunt oameni care nu fac politică, dar și foarte buni politicieni, pentru că își fac treaba. Vă dau exemplu, uite, doctor Niculescu sau doctor Dinu sau un profesor sau un strungar foarte bun dintr-o localitate. Ar fi un foarte bun politician pentru că este respectat de oameni. Omul ăla scoate din strungul lui o piesă de bijuterie. Te uiți și nu știi ce a făcut acolo și cum a lucrat. Și este respectat de oameni. Deci meseria și oamenii ăștia sunt respectați. Ar fi foarte bun politicieni. Deci nu trebuie o școală. Trebuie să fii foarte bun pe ceea ce faci și să-ți faci treaba
cu plăcere și cu profesionalism. Să fie omul potrivit la locul potrivit. Nu cum se întâmplă acum, de avem fel și fel de manageri prin funcții, pe nu știu unde, și ați văzut, vedeam acum și mă minunam, nu venea să cred că ministrul muncii a fost mai toată viața șofer și facultatea a făcut-o la 40 de ani. Adică n-a urmat toate etapele, cum se face, faci liceu, după liceu continui cu facultatea, urmă, 40 de ani faci școala așa, ca să mai ai niște diplome în plus, nu ca să capeți experiență sau să acumulezi nu știu ce lucruri ca să le pui în practică, e foarte greu. Dar ăștia sunt oameni, din păcate. Eu sper ca noi să schimbăm asta și vă spuneam, am vorbit și astăzi cu colegii noastre din presă, că veneau și mă întrebau de candidații noștri de la Târgu Jiu, de la municipiu. Aia vreau să vă întreb și acum. Da, ne gândim și la asta, dar v-am spus, după europarlamentare, iar la noi nu contează numele, nu contează cum să vă spun, nu contează istoria acelui candidat. Adică și redeam un exemplu colegii unei fete, zic, care a venit să-mi ia interviu astăzi. Zic, eu prefer Alin Văcaru să fie o rezervă într-o echipă câștigătoare decât să fie un titular într-o echipă pierdantă. Și atunci ce înseamnă lucrul acesta? Nu contează că eu am fost prefect, că deputat și domnule, trebuie să fiu un capul listei acolo, doar că am niște lucruri în spate. Nu, trebuie să facem sondaje, iar sondaje, foarte multă lume, când spui sondaje, se uită doar la cifre. Cât are, la are 10%, la are nu știu cât la sută. Dar poate oamenii i-au dat la candidatul pro-România 10% pentru că nu au avut profilul candidatului care trebuie. Și din acel sondaj trebuie să vezi care e profilul candidatului. Ce așteptări au târgujenii sau cei din Motru de la... Ce, cum ar vedea? Ar vedea un om care să aibă, să fie foarte bun profesional sau să fie un om care să fie de-al locului, un om care să-i respecte... Implicat social. Deci lucrurile astea se pot vedea din acele sondaje și asta vom face și noi, dar nu acum, după europarlamentare. Pentru că este timp și vom vedea, iar atunci s-ar putea să existe... Eu am tot încercat să le explic, mă tot întreabă, nume grele în pro-România. Dom'le, ce înseamnă nume greu în pro-România? Dar și Ion Vasile, că da, vă dau un exemplu acum de un coleg de la pro-România, care a venit acum și n-a făcut niciodată politică. Poți fi un nume greu. Poate omul ăla nu e greu că n-a făcut politică, adică trebuie să fie greu că dacă ai făcut politică. Și poate că oamenii pe ăla îl vor la momentul respectiv să fie omul edil, care se reprezintă edil. Și cu ăla vom ieși în față. Chiar dacă vine de o săptămână, de două, vă dați seama că ceea ce facem noi fac și alte partide. Iar noi vom prinde, și asta îmi doresc, să prindem în sondaje și oameni care nu sunt regimentați politic, oameni care consider eu că, cum ziceau și de la PNL, David Viorel sau nu știu care, să-i prindem acolo în sondaj și vedem cum stăm. Și pe urmă e normal să mă duc să încerc să-l convin pe acel om să vină în partidul meu, că e cel mai bun care poate să reprezinte și împreună să-și ducă la îndeplinire ceea ce dorește el pentru municipalitate. Și atunci nu trebuie să supere nimeni că, doamne, noi de 2 ani facem politică, dar veni unul acum de o săptămână și intră. Asta este, până la urmă, interesul nostru este să scoatem în față oameni credibili și pe care îi vor cetățenii. Că asta înseamnă politica. Să scoți în față omul care are cele mai multe voturi. Dacă om vrea aia trebuie să-i dai omului, ca să consideră că ăla va putea să-i dezvolte localitatea din care face parte. Și asta vom face în fiecare localitate. Vom încerca în primă fază să încercăm să luăm și primii cotați în sondaje, dacă nu reușim, că poate nu să vină toți la Pro-România, normal, poate e unul văzut bine în sondaje și să zice, mă luăm la PSD, că e partid mai mare, sau mă duc la PNL, încercăm să luăm numărul 2 care iese în sondaje. Nu putem nici numărul 2, încercăm numărul 3. Pentru că noi asta, obiectivul nostru în 2020 este să avem un partid de acolo de 10, 12, 15% maxim, ne dorim să luăm 40 și ceva la sută. Nu, asta este targetul nostru în 2020, să luăm cu două cifre. Pe 2020 putem discuta de altceva, putem ne pregătim, am spus, de 2024, unde sunt alegeri prezidențiale, candidatul nostru să fie, poate chiar cel care va și câștiga alegerile prezidențiale și multe alte lucruri. Au fost discuții vis-a-vis de prezidențiale în bordul partidului? Da, vom avea un candidat propriu, nu vom susține niciun alt candidat, pro-România va avea un candidat propriu, dar e prematur și acum să... Bun, sunt câteva nume vehiculate, printre care Sorin Câmpeanu, știi, și să spunea domnul Victor Ponta, că e un om care poți să ieși pe stradă și să te mândrești cu el și să nu-ți fie rușine să ieși pe stradă. Că multă lume nu-l cunoaște pe Sorin Câmpeanu și noi chiar asta vrem să-l facem cunoscut. Acest om este, pe lângă faptul că e un foarte bun profesionist, este președintele rectorilor pe România, ales, remunerat, și este și președintele rectorilor tuturor țărilor francofone, la fel funcție remunerată. Multă lume nu știe ce înseamnă lucrul ăsta, să un român să fie ales de toate celelalte, nu știu câte țări sunt, să-ți aleagă să-i reprezinte la nivel internațional.
Deci omul ăsta este o capacitate și este un om care poate că n-a știut să se facă atât de cunoscut pe cât ar trebui. Sau poate n-a dorit până acum. N-a dorit și vă spun că a intrat în politică fiind rugat de Daniel Constantin și Victor Ponta, pentru că dumnealui chiar nu și-a dorit, dar cei doi l-au rugat și au spus: doamne, de dumneavoastră avem nevoie, de oameni ca tine, cum ești tu, Sorin, de oameni și alții care sunt pregătiți, ca să putem să mai avem, dăm o speranță acestei țări. Cu oameni pregătiți, chiar dacă nu sunt politicieni de renume, care au făcut politică de mici și au trecut prin toate etapele. Nu, dar de oameni competenți ai nevoie și asta face noi diferit față de ceilalți. Nu o să vedeți niciodată de la Pro-România că o să punem un ministru de la Gorj, vă dau un exemplu, doar pentru faptul că a avut Gorjul, nu știu, 30% și a ieșit pe primul loc în țară și atunci adunete să punem un ministru, indiferent că îi convine sau nu lui Ponta. Bună, frate, un om care n-a, nu știu ce se mănâncă ministerul, dar îl punem acolo că trebuie să fie, că a câștigat Gorjul. Nu asta e soluția. Nu, trebuie să pui omul potrivit la locul potrivit. Și dacă nu înțelegem asta, eu le-am și explicat la colegi, pentru că unii sunt dornici. Doamne, dar ce fac? Vreau și eu să fiu primar, vreau și eu consilier. Le-am explicat, fraților, nu voi face eu listele, nu le face Victor Ponta listele. Listele le faceți voi în localitatea respectivă și președinte va fi ăla care va fi ales cei mai mulți oameni, pentru că va fi lista deschisă, poți să candideze oricine. Și normal, dacă tu ai un an de zile de când lucrezi în proiectul ăsta și unul vine de două luni, dacă tu un an n-ai convins un număr suficient de oameni, iar ăsta în două luni vine mai mulți oameni, păi normal că omul ăsta va fi cel care va coordona, că îl aleg oamenii de acolo și normal că omul ăsta e mult mai bun ca tine politician, pentru că a adus voturi în două luni că tu n-ai adus într-un an de zile. Și fără supărare, nu trebuie să vă supărați, am explicat, pentru că au venit unii oameni și zic: vreau, eu acum venit prima dată, vreau să mă ocup de localitatea, nu știu, vă dau un exemplu, Bărbătești, da? Și zic, bun, e în regulă, te ocupi tu acum, dar o să mai vine, o să fie un nucleu acolo, nu vreau să coordonați doar unul activitatea acolo. Cum la Gorj suntem 20 de oameni care coordonăm activitatea, la fel și în localitatea Bărbătești, dau un exemplu aleatoriu, da? În localitatea Bărbătești o să am 4-5 oameni care coordonează, să fie o competiție între voi, sau poate o înțelegere. Bă, uite, eu consider că tu trebuie să fii liderul nostru, că ești cel mai bine cotat, ești așa, și noi să facem front comun în jurul tău, asta e treaba lor. Dar, până la urmă, trebuie să aibă capacitatea de a convinge cât mai mulți oameni să vină alături de ei. Pentru mine asta primează atunci când susții un om pe o anumită funcție, să aibă capacitatea de a convinge cât mai mulți oameni. Și cum poți să ai lucrul ăsta decât, cum am spus, să fii un foarte bun profesionist, să fii un om respectat, să fii un om în care te implici și în care comunitatea să aibă încredere în tine. Deci competiția valorilor, așa cum v-ați asumat încrederea începutul partidului. Exact. Mai avem un minut, domnule deputat, vreau să vă întreb, cum vedeți sfârșitul de an din punct de vedere politic? Unul frământat sau la aceeași notă ca și până acum? Eu sper să se termine cu circul ăsta, că nu ne face cinste. Dacă oamenii mai au o fărâmă de încredere în Parlament și instituția statului, ar trebui să profităm de lucrul ăsta și să încercăm să-i facem să aibă și mai mare încredere. Dar cu circul care s-a făcut acum în Parlament și probabil că va avea loc și pe perioada următoare, probabil acum o să urmeze colegii la USR cu fel și fel de pancarde și de... Deci nu ne face cinste acest lucru. Până la urmă, asta e, în Parlamentul este suveran și până la urmă toate trebuie să se reducă la vot. Când ne place, când ne place, când se pierde o majoritate, vine cealaltă, asta este. Până la urmă, asta este democrația. Asta au votat și asta s-au jertfit oameni în 89. Pentru ca să existe democrația. Dacă noi nu înțelegem lucrul ăsta și încercăm să luăm cu orice fel și să facem cu orice mijloace să ne strângem, să ținem de anumite funcții, nu este bine și oamenii nu vor mai avea încredere deloc în noi și probabil că prezența la vot va fi din ce în ce mai mică. De aceea eu sper că în al 12-a ceas să fim așa cum trebuie, parlamentari adevărați și să nu lăsăm circul deoparte, circul să se întâmple acolo pentru copii, nu în Parlamentul României. Noi vă urăm mult succes, domnule deputat, în activitatea parlamentară și politică. Și mulțumesc. Să aveți spor la treabă și sărbători cu bine. Iar și dumneavoastră, dragilor noștri privitori și ascultători, rămâneți alături de noi că aveți ce vedea și auzi. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controverse.